Am revenit în partea a doua emisiune a alegerilor locale 2012. Invitatul nostru este domnul Cristian Gigichiru, candidatul APC pentru primăria Constanța. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am regăsit! Domnule Chiru, știu că astăzi ați avut o conferință de presă și le-ați vorbit ziariștilor și oamenilor prezenți despre Constanța, capitală europeană. Da, într-adevăr, astăzi am lansat proiectul Constanța Capitală Culturală Europeană. Este un proiect îndrăzneț, este, în opinia mea, proiectul care va crea posibilitatea Constanței să renască, să se redescopere, să renască și să ajungă acolo unde a fost cândva. E adevărat că acum foarte mult timp un oraș important al României și un oraș, de ce nu, un oraș important al Europei. Ați luat modelul Sibiului, capitală culturală Într-adevăr, europeană? Ați avut într-adevăr, vreo legătură? V-a inspirat cumva? este adevărat, există o legislație în vigoare, o legislație europeană care prevede care sunt pașii de făcut și care sunt criteriile pentru a putea să te înscrii în această competiție pentru a dobândi mult râvnitul statut de capitală culturală Și europeană. Constanța se înscrie Constanța s-a în acest înscris. șablon? Constanța s-a înscris astăzi. Astăzi, practic, am prezentat opiniei publice proiectul și am demarat constituirea comitetului de susținere al proiectului. Este un proiect, așa cum am spus, onorant pentru noi și o calitate onorantă pe care noi trebuie să o ocupăm. Dar pentru acest lucru, toți decidenții locali, și mă refer aici la liderii partidelor politice, liderii de instituții, liderii culturali, dar și populația Constanței, va trebui să facă parte din acest comitet de inițiativă, pentru că această componentă a dosarului de candidatură este extrem de importantă și foarte apreciată în faza de preselecție națională. Vreau să vă spun că cei care sunt interesați pot urmări pe site și vor constata că la acest moment, pentru competiția următoare, s-au înscris deja Timișoara, Cluj, Iași, Alba Iulia și astăzi Constanța. Se înscrie, eu știu, acest grup select al orașelor de elită ale Constanței prin demararea acestui proiect de dobândirea statutului de capitală culturală Domnule europeană. Chiru, dar Constanța îndeplinește criteriile pentru a putea participa, pentru a putea visa că va fi vreodată capitală culturală europeană? Bineînțeles că îndeplinește criteriile. E adevărat că acest proiect trebuie demarat imediat. Slaba administrare a orașului de până acum ne-a lăsat în urmă nu numai la nivel cultural, ci și la nivel al infrastructurii, la nivelul investițiilor majore din orașul Constanța. Dar pașii pe care trebuie să-i parcurgă un astfel de demers pot fi îndepliniți inclusiv de orașul Constanța, pentru că acest proiect, vreau să vă spun, dragi constanțeni, ne dă posibilitatea de a atrage investiții de 500 de milioane de euro. Vorbim de aproape jumătate de miliard de euro pe care îi putem atrage în investiții care se vor realiza la nivel de infrastructură, la nivel de patrimoniu cultural, la nivel de zonă peninsulară, la nivel de, eu știu, finalizarea tronsoanelor de autostradă, realizarea într-un final a centurii de ocolire a orașului. Domnule Chiru, nu vă supărați, dar cum considerați noastră că orașul nostru poate candida pentru această funcție, să-i spunem, capitală culturală europeană, în condițiile în care zona noastră veche o arată în acest fel? Cine și ce să viziteze la noi? Nu vă supărați. Haideți să vă explic. Ca să dobândim statutul de capitală culturală europeană, trebuie să trecem de faza de și să fim acceptați în preselecția pentru obținerea acestui statut. Preselecția presupune ca odată ce am fost selecționați ca să intrăm în acest grup ale orașelor importante din Constanța, atragerea de fonduri. Vorbim despre un oraș pe care îl trebuie să-l reconstruim. Vorbim despre zona peninsulară pe care o vom reconstrui. V-am spus că avem posibilitatea să atragem investiții de până la 500 de milioane de euro care se vor regăsi în infrastructură, în cultură și vorbesc cultura adevărată aici, vorbim despre teatru, vorbim despre film, vorbim despre galerii de artă. Toate aceste investiții
se atrag, să știți. Despre asta e vorba. Putem obține statutul de capitală culturală europeană, care ne dă, bineînțeles, ne conferă, eu știu, acest drept de a deveni pentru un an de zile cea mai frecventată destinație turistică culturală a Europei. Avem un an de zile în care noi vom prezenta evenimente culturale. Avem un an de zile în care afluxul de turiști care vin să viziteze Constanța, capitală culturală europeană, este foarte mare. Beneficiile finale sunt acestea pe care vi le-am menționat, dar pașii pe care trebuie să-i parcurgem comportă atragerea acestor investiții, care sunt banii europeni nerambursabili. Păi și noastră credeți că avem vreo șansă în fața celorlalte orașe pe care le-ați menționat? Da, dacă ne organizăm foarte bine, cu siguranță. Dacă se vor înscrie. Păi, există o foaie de parcurs pe care trebuie să o îndeplinim. Există acest comitet de inițiativă. Există asociația, după aceea, care trebuie înființată, asociația Constanța Capitală Cultural Europeană. Toți acești pași parcurși, implicarea, așa cum am spus, a factorilor politici, a factorilor administrativi, practic este un proiect al comunității. Orașul trebuie să-și dorească ca să capete acest statut de capitală culturală europeană. Odată cu depunerea dosarului, putem, așa cum am spus, să facem parte din acest, eu știu, număr restrâns de orașe care aderă la acest titlu. Urmăm ca preselecția europeană să se facă ulterior atragerii de fonduri europene. În cazul în care să presupunem că vom fi selectați, vom trece de primul pas, acesta al preselecției, ce fel de fonduri vom obține și mai exact pentru ce anume? Adică ce trebuie refăcut din punct de vedere cultural în acest oraș numit Constanța? Din punct de vedere cultural am spus că suntem cei mai deficitari. Dintre toate orașele înscrise în această competiție, noi suntem cei mai deficitari și am spus acest lucru datorită administrării proaste, mai ales a patrimoniului cultural, suntem deficitari, în special la capitolul cultural, dar subliniem, nu numai, mai sunt și alți pași de făcut. Vorbeam despre un spital regional care trebuie să-l facem în zonă și acest lucru îl vom demara imediat în decursul a câteva săptămâni. Vorbeam despre implementarea unui proiect de cogenerare care are în vedere colectarea gunoaielor din oraș și din județ și transformarea lor în combustibil. Practic transformând gunoiul pe care nu-l mai plătim, deci curățenia orașului nu ne mai costă, nici colectarea gunoiului de la populație, acest gunoi îl vom incinera și îl vom transforma în combustibil. La acest proiect, el se mai aplică undeva în țară? Păi tocmai v-am spus patru orașe care s-au înscris deja în această competiție. Doar nu vă imaginați că aceste orașe stau așa să-și pierdă timpul. Faptul că atunci când a venit rândul României în 2007, Sibiu a reușit să implementeze și nu, eu ați înțeles greșit. Eu mă referam la acesta când a spus de gunoaie, că vor fi strânse, regenerate și vor se va da, se va face cumva energie, căldură. Acest pas cu cogenerarea este foarte important tocmai în calificarea noastră ca oraș pretendent la statutul de capitală culturală europeană. Da, eu v-am întrebat dacă se mai aplică undeva această metodă, să vedem și noi dacă este eficientă sau nu. Păi, ca să vă liniștiți și să nu aveți niciun dubiu în acest sens, i-am invitat pe inginerii de la AMSA, care fac parte din marele grup A2A. Nu avem voie să dăm nume de... E în regulă. I-am invitat pe specialiștii numărul 1 în Europa de energie regenerabilă. Dumnealor o să vină să ne pună pe hârtie realizarea acestui proiect ce presupune. De unde să luăm sursele de finanțare, ce trebuie să facă municipalitatea, ce trebuie să facă locuitorii și așa mai departe. Da, este un program care se poate pune în aplicare, dacă asta întrebați. Nu este o fantezie. Și probabil că dacă vă uitați, eu știu și căutat... Eu v-am întrebat pur și simplu din curiozitate dacă se mai aplică undeva în țara această metodă. Ca să se aplice la Constanța, de exemplu, va trebui să spargem monopolul colectării gunoiului, monopolul producerii agentului termic. Sunt câțiva factori care blochează în acest moment. Atâta timp cât păstrăm actuala administrație în fruntea orașului, cu siguranță că nu putem să intrăm în astfel de proiecte. Aceste proiecte presupune că administrația constanțeană să fie o administrație deschisă către tehnologia eficientă și mă refer aici
la implementarea acestor proiecte cu centrale de cogenerare de înaltă eficiență, în care orașul nostru va reuși, sau prin care orașul nostru va reuși să obțină gigacaloria la 170 de lei, după modelul altor orașe din țară. Implementarea acestui proiect, să știți că aduce nu numai curățenie în oraș, aduce și foarte mulți bani în buzunare constanțenilor. Nu este, eu văd că aveți o nedumerire legat de acest proiect. V-am spus că i-am invitat pe cei numărul 1. O nedumerire, dar știți cum a fost și cu eolienele când au venit în țara și noastră. Și ce nu funcționează cu eolienele? Oamenii sunt reticenți și nu toți au, nu știu, nu sunt atât de deschiși încât să înțeleagă acest fenomen. Păi, ăsta este rolul nostru. De asta constituim un comitet de inițiativă. De asta facem, de asta vom înființa, pentru că ăștia sunt pașii de urmă, de asta vom înființa asociația pentru Asociația Constanța Capitală Cultural Europeană. Deci proiectul întregului vizează dobândirea acestui statut de capitală cultural europeană, care aduce beneficii, eu știu, preț de 10-12 ani, beneficii an de an, odată prin atragerea de investiții, după aceea, eu știu, așezarea în topul orașelor de elită a Europei, a orașului Constanța, care devine pentru un an de zile cea mai vizitată destinație turistică culturală, urmând ca beneficiile să vină și anii următori, devenind cel puțin în estul Europei, sper eu, primul oraș port al capitalelor culturale europene. Domnule Chiriu, am și eu o curiozitate. În cazul în care veți ieși primar, care va fi prima măsură pe care o veți lua? Da, dacă, cred că voi lua mai multe măsuri deodată, dar dacă vreți așa să vă spun prima și prima, desființarea Radet. Desființarea Radet presupune plafonarea prețului la 170 de lei al gigacaloriei. Pentru constanțenii care nu știu cât plătesc în acest moment, să știți că prețul gigacaloriei în Constanța este cel mai mare din țară, adică 341 de lei. Este prima măsură, dar vreau să vă spun că această măsură va fi luată în paralel cu celelalte decizii importante. Sunt foarte multe decizii importante pe care noi trebuie să le luăm, iar mandatul meu sau primele luni de mandat pentru mine sunt priorități pe care eu le-am anunțat până acum: spargerea monopolului la furnizorul de apă, plafonarea prețului la gigacalorie, eliminarea taxei de gunoi. Toate acestea merg concomitent. Toate aceste proiecte merg concomitent ca, eu știu, priorități pentru mandatul meu de primar. Avem nevoie ca să luăm această povară care este în acest moment destul de apăsătoare, sau cea mai apăsătoare povară pe umerii constanțenilor, faptul că constanțeanul, fără voia lui, este stresat de prețul la căldură, este stresat de prețul la întreținere, este stresat de lipsa spațiilor verzi, este stresat de prețul la gaze, este stresat de lipsa locurilor în grădinițe, este stresat de faptul că trebuie să circule pe trotuare sparte, pe drumuri sparte și așa mai departe. Toate aceste lucruri pe care vi le-am spus reprezintă priorități pentru mandatul, pentru primele luni de mandat a primarului Chiriu. V-ați gândit cum ați putea reabilita vreodată, dacă o poate face cineva, zona peninsulară a Constanței? Tocmai v-am spus de vreo 3 ori până acum. Înscriindu-ne în această competiție... Deci, dacă noi ne înscrim, dar poate nu reușim. Păi nu ați înțeles mecanismul. Până la dobândirea statutului trec câțiva ani de zile, care sunt etapele premergătoare. Atragerea investițiilor, realizarea investițiilor, după care se compară orașele care au reușit... Haideți să vedem dacă am înțeles bine. Prima dată ne înscriem în această competiție, da? Exact. Forurile superioare vor decide în preselecție între orașele... Decidenții la nivel național, vor analiza dosarele și vor stabili pentru următoarea etapă, când vine rândul României de a dobândi unul dintre orașele țării statutul de capitală culturală europeană. În această competiție intră 5 orașe. În momentul în care am fost acceptați în faza de preselecție națională, pasul următor este atragerea investițiilor. Bun, și ce vă face să credeți că noi vom intra în această preselecție? Dar ce vă face să credeți că nu vom intra în această preselecție? Păi, bănesc că sunt alte orașe. Credeți că problemele...
mai importante decât Constanța, dacă dumneavoastră considerați... Din punct de vedere cultural, Iașiul, spre exemplu, din punct de vedere cultural, dar haideți să vedem că și noi avem niște aturi. Faptul că suntem destinație turistică sezonieră, faptul că avem un patrimoniu, e adevărat abandonat, e adevărat că prăfuit, e adevărat că uitat, dar tocmai asta presupune dobândirea statutului, realizarea acestor investiții care pun în valoare patrimoniul cultural al zonei. Ori, multiculturalismul este, cum să zic eu, este atul nostru cel mai mare. Faptul că în Dobrogea, în Constanța, suntem 17 comunități care conviețuim într-un spațiu cosmopolit, conviețuim în liniște și bună armonie, este un exemplu pentru toată Europa și acest lucru este, ca să zic, pilonul de rezistență în argumentarea proiectului nostru de obținere a acestui statut. Eu v-am întrebat acest lucru, nu întâmplător, pentru că eu consider că în acest moment cred că nimeni nu are soluția ca zona peninsulară să fie reabilitată. Noastră acum veniți și spuneți că poate suntem și noi acceptați să intrăm. Nu poate, eu n-am spus că poate suntem acceptați, de datoria noastră. Nu este o soluție. Nu vă spărați dumneavoastră. Dacă vreți să stăm acasă și să ne relaxăm, putem să facem treaba asta sau să mergem prin Madagascar și prin alte părți. Dacă vrem într-adevăr să fim pe același palier cu celelalte orașe, cu oameni gospodari, cu oameni care se îngrijesc de viitorul copiilor, cu oameni care se îngrijesc de cultura locală, cu oameni care se îngrijesc de bunăstarea locuitorilor, va trebui să susținem cu toții acest proiect. Invitația mea nu este numai pentru o categorie a cetățenilor. Invitația mea de a face parte din Comitetul de susținere a acestui proiect se adresează tuturor liderilor politici, tuturor liderilor din administrația locală, din zona economică și, bineînțeles, toți constanțenii. Cu cât suntem mai mulți implicați în acest proiect, cu atât, așa cum am spus, decizia de acceptarea Constanței în faza de preselecție este mai ușor de obținut. Domnule Cristian Cicichiru, suntem în plină campanie electorală. Noastră ați întâmpinat ceva dificultăți în toată această perioadă? Păi, cred că am mai spus și cetățenii sunt informați de agresiunile venite din partea actualului primar, în sensul că folosind instituțiile statului, folosind societățile de pază ale orașului care sunt plătite din banii noștri, adresează voluntarii. Mă rog, dar ăstea să știți că sunt lucruri deja aproape lipsite de importanță. Există o agresiune. Am avut sediu primăriei Constanțenilor pichetați de poliție zile la rând. Se fac presiuni, se dau telefoane la cetățeni de amenințare. Nu vorbiți cu Chiru, nu mergeți la primăria Constanțenilor, nu vă duceți la fundația care îi poartă numele să beneficiați de acele vouchere medicale. Dragi Constanțeni, eu am o echipă de avocați, oricând pregătită să vă susțină și să demonteze, dacă este nevoie, orice acuzație referitoare la încălcarea legislației electorale. Pe de o parte. Pe de altă parte, dacă vă simțiți agresați, dacă sunteți deranjați, ba de telefoane, care nu mi-aparțin și îmi cer scuze că primiți telefoane de amenințare, vă rog să veniți la primăria Constanțenilor, colegii mei o să vă dea o mână de ajutor, să facem plângeri penale acolo unde este nevoie, să facem, eu știu, acțiuni în instanță, cu siguranță că eu sunt dispus să-i apăr pe cetățenii care sunt, știu eu, amenințați și chiar terorizați în ultima vreme. Ați spus mai devreme ceva de telefoane. La ce anume vă referiți? Cetățenii primesc acasă telefoane. Nu vorbiți cu... Nu vă apropiați de Cristian Cicichiru pentru că nu aveți voie, pentru că poliția o să vă legitimeze, pentru că poliția o să vă urce în dubă să mergeți la poliție să dați explicații pentru încălcarea, pentru infracțiune de încălcare a legii electorale și așa mai departe. Toate acestea nu sunt decât niște abuzuri, comise de persoane necunoscute, dar deja am făcut plângeri în acest sens, am făcut plângeri persoanelor care au avut un exces de zel exagerat și mă refer la niște domni polițiști care au venit și au făcut așa o descindere în forță la locuința mea și la sediul primăriei Constanțenilor, fără a prezenta un mandat, fără a respecta solicitarea mea de a părăsi acel spațiu, care era un spațiu privat, și le-am făcut plângere, bineînțeles. Urmează ca parchetul să se pronunțe în acest sens dacă dumneavoastră se fac vinovați de violare de domiciliu, de amenințări. Oamenii au fost amenințați de angajați ai
poliției, Constanța. Aveți vreo dovadă în acest sens? Păi avem mai multe dovezi, avem înregistrări, avem persoanele care au fost amenințate. Avem, bineînțeles că avem dovezi. Dar vreau să vă spun că toate acestea apălesc în fața proiectului Constanța, capitală culturală europeană. Este un proiect pe care îl consider mai important decât o candidatură la primărie. Este un proiect pe care îl consider cel mai important proiect din ultimii 20 de ani pentru orașul Constanța. Nu putem să trecem peste un proiect de o asemenea importanță și cu beneficii atât de uriașe pentru orașul nostru. Eu știu, discutăm despre agresiunile instituțiilor statului și ale candidaților care sunt la putere și așa mai departe. Nu, toate acestea pălesc, eu n-am nicio fel de problemă, nu voi da și nu voi respinge niciun fel, cu siguranță că în relația cu autoritățile statului, o să mă pun la dispoziție imediat ce mi-închei campania electorală, pentru că nimeni nu o să mă intimideze pe mine și nimeni nu o să mă blocheze pe mine să-mi duc proiectul electoral în perioada de campanie. Domnule Cristian Ghigiu-Chiru, vă mulțumesc pentru prezența în studio și sper să vă invităm și cu altă ocazie să dezvoltăm pe larg acest subiect. Mulțumesc! Și eu o să rog pe Constanțeni să sprijine proiectul Constanța, capitală culturală europeană. Mulțumesc, sunt Iulia Stanciu, toate cele bune!